Hello, hello, bine ați revenit pe minunatul meu canal de YouTube, iar astăzi vă voi arăta câteva produse pe care le-a comandat iubitul meu de pe Temu, dar trebuie să mai vină unul, așa că ăsta va fi un mini haul. Și mi-am făcut niște suc de portocale pentru că am o răceală, m-am trezit cu nasul ăla atât de înfundat încât și dacă băgam bixonim nu s-ar fi desfundat, atât de rău a fost. Da, mama? Și voi începe cu primul lucru, care mi se pare genial. Niște botoșei. Dar, voi vă dați seama că arată ca niște lavete? Pentru că sunt niște botoșei lavete. Ia stai să-i pun și în picioare. Aoleu, dar sunt mari. Așa se pun. Sau invers. Ia stai. Nu, invers. În caz că este murdar pe jos, tu poți să ștergi direct cu picioarele. Ia, stai să-i punem și pe ceilalți. Dar mi-ar plăcut mult de tot să fie puțin mai mici, că eu port 36. Da, ia uite-i. Mai avem aici o ustensilă de măsurat, nu știu ce chestii milimetrice. A, și un pix, are și pix. Da, foarte interesant. Asta și-a luat iubitul meu. Mai avem aici două chestii care vor trebui să ajungă pe balcon. Sunt niște păsărele. Se prezintă cam așa. Sunt din plastic. Credeam că sunt din sticlă, sinceră să fiu. Le umpli cu apă și după aceea le bagi direct în pământ și își ia floarea cât are nevoie apă sau ceva de genul. Uite, vedeți? Chiar v-am zis. Mi-am luat două. Ta-da! Și ce-i drept, da, chiar că au venit împachetate foarte nașpa. Da, nu prea-mi place asta. Mai avem aici fart bomb. Adică sunt niște chestii care miros foarte, foarte urât. Gen, sunt urât mirositoare. Pastea l-a luat iubitul meu ca să facă farțe. Nu știu ce-o fi fost în capul lui cu mirositoarele astea, că eu am desfăcut deja pachetul. Și am văzut că și-a luat două modele și una este tot fart bomb, care arată așa, care vezi, domne, te omoară. Dar eu nu am de gând să dau chestia asta aici în casă și cred că trebuie să apeși tare pe ea și după aceea explodează și miroase foarte urât. Ia. Și mi-am mai luat un inel. Știți că mi s-a pus mie pata pe inelul ăsta verde? Doar că este reglabil, așa că stați-vă dacă pot să-l fac aici cu voi. Haide, măi! Așa. Așa. Ia. Nu, mai mult. Aoleu, ce degete mici am. Ia. Foarte frumos. Dar vedeți, da, este reglabil. Dar este foarte frumos. Este altceva, măi, tată, măi. Abia aștept să-mi cumpăr și eu un inel de aur. Ha. Ah. Doamne, ce venea să strănut și mi s-a dus strănutul. Este tot ceea ce detest eu în viața asta, să mi se ducă strănutul. Și chestia asta, a luat-o al meu, să o punem pe jos și după aia să punem pledul pe ea, pentru că Rich al meu face pipi, dacă plecăm de acasă, fix aici pe un colț. Și mi-aș dori să nu mai se îmbibe ăsta, cum îi zice, parchetul. Bine, eu oricum pun pled, dar să pun și asta înainte de a pune pledul pentru a fi totul mai safe. Eu așa zic. Hai să-l punem și pe ăsta înapoi aici în pungă ca să le desfacă și el, că o să-i placă și lui să facă unboxing, cred. N-a fost el acasă, că dacă era el, le desfăcea. Ui! Și cam astea au fost produsele pe care le-am luat. Și vreau să mă pun și eu să mănânc ceva, pentru că mi-e fămiță. Îți? Aoleu, și să mai iau și o pastilă de răceală. Vai, Dimini, vai, Dimini, ce
ce m-a luat. Gata. Hai să vedem ce mâncăm. Iar aici în pat vreau să mă simt ca o regină. Mi-am luat farfuriuță. Avem zacuscă. Avem puiuț. Și mi-am luat două sosuri. Asta voi mânca eu astăzi. Doamne! Deci mie nu vine să cred că ăștia nu se mai opresc. Deci nu se mai opresc cu o refacere a blocului și frigiderul meu s-a mai și stricat și face clink, 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 clink. Deci două zgomote total enervante pe fundal. Minunat! Iar acum o să îmi pun, cred că, ceva pe YouTube. Ah, ce bine! Și să vedem ce găsim, că nu știu la ce să mă uit. O să-i dau și lui Rich niște pui și săptămâna viitoare i-am făcut programare pentru detartraj. El este cam bătrânel, are 11 ani deja și ar trebui să-i fac și niște analize. Așa că să vedem, gen, cum o să fie analizele, să vedem dacă rezistă la detartraj, pentru că i-a mai căzut un dințișor și nu că sunt tristă, sunt extra tristă și mi-aș și dorit să-i facă ceva la dințișor, pentru că eu nu știu cum pot să-l ajut și mi-e tare milă de el. Da, mama! Da, mama! Iubesc! Da, frumosul meu! Da, și abia aștept să vină și o comandă de pe Shein, pentru că am dat comandă de niște șosete personalizate. Așa că tot ce îmi doresc este să găsesc șosetele personalizate. Și uite, ia. O să ne uităm la Anca Mădălina pe YouTube. Pentru că nu mai m-am uitat de mult la ea. Să văd dacă este interesant acest clip pe care îl va face. Da. Nu aveam cum să nu vă arăt două produse pe care le-am luat din Primark. Primul este acesta, care a costat 17 lei și este Shimmer Cream Eyeshadow. Și hai să vedem. Ia uite-l. Băi. Îl vedeți? Stați. Ia uite-l. Este foarte mișto și cred că poți să-l folosești și pe post de iluminator. Și când am văzut ăsta, m-am oprit eu acolo frumos cu Roxanica și am zis, ia uite un bronzer. În capul meu când zic bronzer, mă gândesc la contouring, maro. Mare mi-a fost surpriza când am văzut treaba asta. A, hai că se dă și înapoi, că poate rămâne așa. Ia uitați. Și hai să punem lângă fratisul. Ia uite-l. Focus pe el. Ăsta este mai aur galben și ăsta este mai bronzi, așa. Are plin de sclipici, plin. Doamne! Superbe! Deci dacă vreți să încercați ceva din Primark, sclipicios, și aveau și sclipici și cremă care arăta ca cea de la Bum Bum Brazilian, dar n-are nicio treabă cu Bum Bum pentru că nu are, adică era 25 lei, cred că acea cremă, tot așa varianta mare, dar n-avea nicio treabă cu ea și aia avea puțin shimmer, sclipici acolo, prin interior. Ții, mama! Stai! Aolo. Țin să menționez că ieri a fost ziua lui Richard, doar că am fost foarte supărată. De la muncă m-au anunțat că se încheie colaborarea pentru că nu mai vor pe nimeni pe partea de marketing și nu am fost într-o stare foarte bună. Sunt aici, dă mami drumul și cu băiețelul. A fost ziua lui, am plinit 11 anișori. Hai la mama! Wow! Am plinit 11 anișori, băiatul meu, pe data de 25... martie 2013 l-am luat pe băiețel și ieri a fost ziua lui. Da, mami! Da, frumusețea mea!
Și astăzi vom merge la detartraj. Pentru prima dată în 11 ani fac detartraj, pentru că i-a mai căzut încă un dințișor, i-a mai căzut încă doi. Și vreau să vedem cum rezolvăm problema asta cu detartrajul. Am găsit pe cineva aici în zonă la mine. Nu îi face anestezie injectabilă, ci inhalatorie, cu măscuță din aceea. Am niște emoții. Deci cine are animal, să știți că este ca și când ai avea un copil. Efectiv, așa mă simt eu. Anxietatea mea este la un next level. Deci nu vreți să vă imaginați cum sunt eu pentru puiuțul meu mic. El e puiuțul meu mic? Bun, e? Well, el este momentan foarte relaxat. L-am dus și afară pe băiețel. Da, iubirea mea mică? Dai că ai ceva la ochi. E, e. Așa și mai stăm câteva minute și plecăm iar. Așa că, adică odată l-am scos afară și acum plecăm la doctor. Și va trebui să-i facă și analiză pentru inimă și încă câteva chestii. Foarte costisitor detartrajul, dar dacă știam, îl făceam mai devreme, pentru că nu am știut importanța lui. Și uite că acum m-am lovit de asta și m-am lovit așa, direct în frunte, efectiv. Da. Și să-mi spună și ce trebuie să-i dau să mănânce, pentru că eu știți că îi dădeam recompense din acelea foarte tari. Ei bine, nu cred că o să mai aibă nevoie dințișorii lui de recompense foarte tari sau poate o să aibă nevoie ca să se întărească cumva sau habar n-am, trebuie să mă informez. Și ne vedem de la clinică. Să îi țineți pumnii lui Richard, da? Oricum mă duc cu mașina, că în caz de ceva îl pun în mașină și mergem acasă. Gata, mergem cu băiețelul la veterinar. L-am lăsat să-și scoată și el puțin pletele, să se detensioneze. Pentru oamenii care vor să spună ceva acum că să nu zboare porumbelul, să știți că aici țin eu cu mâna de zgardă, doar că acum l-am ținut că am filmat puiuțul mama. Suntem din nou în același loc pentru că băiețelul meu are o problemă, cred că la valvă a zis sau ceva la inimă. Și a dat tratament și a zis că nu se bagă să-i facă anestezie până nu rezolvăm treaba asta cu inimioara, cu tratamentul. Să dea roade tratamentul. Așa că o să ne apucăm să-i dăm puțin tratament și săptămâna viitoare mă duc din nou cu el. Dar nu pot să-l supun la un detartraj dacă este orice minim de risc. Nu vreau să-l supun la așa ceva, chiar dacă are nevoie de detartraj. Așa, mama? E obosit la cât a mi-a urlăit pe acolo ca să-i facă cu ecografie de-aia. Gen, i-a pus gel pe burtică și... Bună dimineața și ne luăm la revedere, că am uitat să fac intro-ul, că am editat vlog-ul și am zis să fac acum repede intro-ul pentru încheiere. Vă sper, intro-ul pentru încheiere? Ce? Înțelegeți că abia m-am trezit dimineața. Vă sper, pupicez, că aveți grijă de voi, vă sper, mulțumesc că sunteți mereu alături de mine și vă pup. Bye!